Slăvit să fie Domnul. Scumpii mei, anul 2016 va rămâne în istorie ca un an al marilor biruințe. Și ne bucurăm că Dumnezeu a dat în America o asemenea biruință, dar aș dori să vă spun că Dumnezeu a dat o mare biruință pentru noi românii. Anul 2016 a însemnat reunificarea familiei Bodnariu. Slăvit să fie Domnul. Dacă monstrul justițiar sau judiciar din statul Kentucky a trebuit să îngenuncheze în fața acestei femei care și-a dedicat viața Domnului, monstrul Barnevernet s-a înclinat în fața comunității românilor evanghelici de pretutindeni care au ieșit în stradă și au declarat că locul copiilor este în familie. Familia Bodnariu, Marius, Ruth și copiii ar fi dorit din toată inima să fie aici, dar împrejurările sunt de așa natură că au trebuit să fie în România, dar ei sunt reprezentați. Surorile lui Marius sunt în mijlocul nostru împreună cu familiile lor, familia Sabău, Mihaela și Vinicius, familia Stoia, Andreea și Denis. Domnul să-i binecuvinteze și să binecuvinteze întreaga familie extinsă Bodnariu. În contextul acesta, în România este un demers cu privire la care Consiliul Pastoral al Convenției a propus și primit aprobarea Corpului Pastoral al Convenției pentru următorul comunicat. Având în vedere demersul Coaliției pentru Familie din România, care a strâns 3 milioane de semnături ale cetățenilor români, aprobarea Curții Constituționale din România și anticipând și aprobarea Parlamentului României pentru organizarea unui referendum național, Convenția Bisericilor Române Pentecostale din Sua și Canada, în numele celor 110 biserici și peste 25.000 de membri, salută și susține această inițiativă de amendare a Constituției României prin articolul unic, Articolul 48 alineatul 1 din Constituția României, republicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 767 din 31 octombrie 2003, care se modifică și va avea următorul cuprins. Citez. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Închei citatul. Considerăm că prin introducerea acestei propoziții în documentul de bază al țării, România se va înscrie în primul rând al luptei pentru revenirea la o normalitate de ordin biblic, istoric și social. Dar și o reafirmare a realităților obiective, biologice și instinctive ale naturii umane. Prin aceasta, credem că Dumnezeu va binecuvânta România și poporul român, cu o platformă morală sănătoasă, singura care s-a dovedit viabilă pentru civilizațiile istoriei. Absența acesteia a declanșat declinul și în cele din urmă decăderea totală a celor mai puternice imperii ale lumii. Consiliul Pastoral al Convenției cheamă toate comunitățile creștine române la zile și săptămâni speciale de pregătire cu post și rugăciune. 28 noiembrie, 4 decembrie 2016, 9-15 ianuarie 2017, și 17-24 aprilie 2017. De asemenea, chemăm toți creștinii români din România și diaspora să se unească la acțiuni legale care ne reprezintă pentru proclamarea familiei ca instituție divină, așa cum a fost întemeiată de Dumnezeu Creatorul și care reprezintă simbolic relația Mântuitorului și Domnului nostru Isus Hristos și Biserica Sa, prin mijlocirea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul! În zilele acestea, la Detroit, are loc Convenția Bisericilor Baptiste, frații noștri, care au fost alături de noi, împreună cu care și alte comunități evanghelice din România și diaspora, ne-am organizat în lunile care au trecut. Domnul să-i binecuvinteze pe toți, pe ei, pe noi, în lucrarea care ne stă înainte. Amin.